Sunt bucuros să vă spun bun venit pe site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu să folosească resursele acestui site pentru ca să vorbească sufletului dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Citim cuvântul Domnului în 1 Împărați, capitolul 1. De la versetul 22. Pe când încă vorbea ea, e vorba despre Batșeba, cu împăratul, iată că a sosit prorocul Natan. Au dat de știre împăratului și au zis, iată că a venit prorocul Natan. El a intrat înaintea împăratului și s-a închinat înaintea împăratului cu fața până la pământ. Și Natan a zis, împărate, domnul meu, oare tu ai zis, Adonia va împărăți peste mine și va ședea pe scaunul meu de domnie? Căci el s-a coborât astăzi, a tăiat boi, viței, grași și oi în mare număr și a poftit pe toți fiii împăratului, pe căpetenii leoștirii și pe preotul Abiatar. Și ei mănâncă și bea înaintea lui și zic, trăiască împăratul Adonia. Dar nu m-a poftit nici pe mine, care sunt robul tău, nici pe preotul Tzadok, nici pe Benaia, fiul lui Jehoiada, nici pe robul tău Solomon. Oare din porunca domnului meu, împăratul, are loc lucrul acesta? Și fără să fi făcut cunoscut robului tău, cine are să se suie pe scaunul de domnie al împăratului domnului meu după el? Împăratul David a răspuns, chemați pe Batșeba. Ea a intrat și s-a înfățișat înaintea împăratului. Și împăratul a jurat și a zis, viu este Domnul, care m-a izbăvit din toate necazurile. Că așa cum am jurat pe Domnul Dumnezeul lui Israel zicând, fiul tău Solomon va împărăți după mine și va ședea pe scaunul meu de domnie în locul meu, așa voi face azi. Batșeba s-a plecat cu fața la pământ și s-a închinat înaintea împăratului și a zis, trăiască pe vecie domnul meu, împăratul David. Împăratul David a zis, chemați pe preotul Tzadok, pe prorocul Natan și pe Benaia, fiul lui Jehoiada. Ei au intrat și s-au înfățișat înaintea împăratului. Și împăratul le-a zis, luați cu voi pe slujitorii stăpânului vostru, puneți pe fiul meu Solomon călare pe catârul meu și coborâți-l la Gibon. Acolo preotul Tzadok și prorocul Natan să-l ungă împărat peste Israel, să sunați din trâmbiță și să ziceți, trăiască împăratul Solomon. Amin. Sfinții Domnului, reocupați-vă locurile. Dacă cineva mi-ar citi scrisoarea pe care a primit-o de la copilul lui odată, probabil că m-ar interesa. Dacă mi-ar citi-o de 2-3-5 ori, cred că m-ar plictisi foarte tare. Dacă aș citi scrisoarea de la copilul meu odată, aș citi-o cu o curiozitate ieșită din comun. Dacă aș citi-o de 3-4-5 ori, m-aș bucura și de fiecare dată mi-ar place. O scrisoare te plictisește sau nu în funcție de cine ți-a scris-o. Cartea aceasta pe unii plictisește. Pentru că cine a scris-o le e străin. Tot cartea aceasta pe alții îi înlăcrimează, îi bucură, îi încurajează, îi mângâie. De ce? Fiindcă cine a scris-o este Dumnezeul lor, este Mântuitorul lor, este doctorul lor când se află în suferință și este împăratul sufletului lor. Aceeași carte plictisește pe unii și îi bucură pe alții. Ce ciudată și complexă este viața! Sfinții Domnului, ne-am propus în seriile de joi, pe lângă prima parte a studiului, să fie și cea de-a doua, care să ne cheme la studierea vieții, activității împăraților lui Israel și în felul acesta să ne lărgim orizontul cu privire la felul în care oamenii aceștia în istoria lui Dumnezeu din Vechiul Testament L-au slujit pe Dumnezeu cu bune și rele, adică greșeli și lucruri făcute bine. Și să învățăm de la ei. Să ne uităm la oamenii pe care Dumnezeu îi prezintă în Biblie drept pilde, pe unii pilde negative pe care să nu le copiem, să nu le luăm, și pe alții pilde pozitive, vii, pe care să le imităm cu îndrăzneală. Și noi suntem oameni, și noi suntem ispitiți ca David. Și noi suntem ispitiți ca Solomon, și noi suntem ispitiți ca Saul, și noi suntem ispitiți ca toți oamenii.
numai că trebuie să ne împotrivim tari în credință și să fugim de păcat, biruind ispita. Dacă nu ne implicăm în felul acesta activ, conștient, disciplinat, focalizându-ne puterea spirituală pe care Domnul ne-o dă prin Scripturi și prin Duhul Sfânt, vom deveni foarte nepăsători cu viața noastră spirituală, în timp ce continuăm să venim la biserică, vom deveni foarte atrași de lucrurile lumii, de politică, de toate celelalte activități ale lumii și în felul acesta ne vom răci față de Dumnezeu, vom face din greșelile accidentale de odinioară, greșeli păcătoase, accidentale, un stil de viață și ne vom îndepărta de Dumnezeu. Exemplul pe care îl avem astăzi prin prorocul, prin împăratul Solomon, este foarte sugestiv. El a domnit 40 de ani, între 971 și 931. Solomon este unul dintre cei mai celebri împărați ai Israelului. Aș vrea în primul rând să ne uităm un pic la persoana lui, să conturăm, să creionăm un portret al unui om care a crescut în casa împăratului, tatălui David, care a văzut o grămadă de lucruri duse la extrem și bune și rele, și adult fiind, ajunge prin harul lui Dumnezeu împărat, domnește 40 de ani, începe bine, sfârșește rău, o viață de la care avem de învățat foarte multe lucruri. Evident, din această bogată viață de om, din această sclipitoare viață de împărat, în 25 de minute vom creiona doar câteva lucruri generale pentru învățătura noastră. Numele Solomon înseamnă pașnicul, pașnic, liniștit. A fost fiul lui David și al Batșebei. El a fost primul împărat dinastic al evreilor. Un alt nume pe care Solomon l-a avut a fost Yedidia, adică iubit de Jehova. Tatăl său, David, când era foarte bătrân, trăindu-și ultimile clipe, l-a proclamat pe Solomon rege, așa cum am citit, în contextul unei revoluții pe care a făcut-o fratele lui Solomon, fiul lui David, Adonai, care a încercat, folosindu-se de un general și un preot, să pună mâna pe tron într-un mod necinstit. Solomon a avut o domnie faimoasă, prosperă și plină de liniște, nefiind implicat în niciun război de importanță majoră, primind de la Dumnezeu cea mai mare înțelepciune omenească și construind primul templu de la Ierusalim și intrând în istorie prin realizarea acestei lucrări de referință din istoria și religia evreilor. Dumnezeu s-a arătat de două ori lui Solomon. Prima dată s-a arătat la Gabaon ca să-i dea darul înțelepciunii, bogăție și slavă, capitolul 3. A doua oară s-a arătat după ce a sfințit templu, ca să-l avertizeze asupra faptului că templu nu asigură protecție spirituală. Dimpotrivă, îl obligă pe el și pe poporul pe care el îl conduce să se apropie mai mult de Dumnezeu, folosind templu pentru întâlnirea cu Domnul. Demonstrând în prima parte a vieții lui o evlavie de excepție, Solomon a cerut de la Dumnezeu înțelepciune pentru a conduce poporul înspre Dumnezeu și cu frică de Dumnezeu. Priviți, vă rog, că înțelepciunea lui, ale căror dovezi apar în cărțile pe care el le-a scris sau la care a contribuit, Proverbe, Eclesiastul, Cartea Cântarea Cântărilor, întrece toată înțelepciunea contemporanilor săi. Asta o spune Scriptura în 1 Împărați, capitolul 3. Renumele pe care el l-a avut ca om luminat de Dumnezeu a atras la Ierusalim oaspeți din toată lumea, inclusiv pe prințesa, pe împărăteasa aceea renumită împărăteasa din Seba. Solomon a scris mii de pilde, dintre care aproximativ 800 au rămas în Scriptura alcătuind cartea biblică Proverbele lui Solomon. Aproximativ
90% din Cartea Proverbelor, adică. A scris 1500 de cântări. A scris doi psalmi care îi poartă numele, psalmul 72 și psalmul 127. Un portret amănunțit al lui Solomon îl putem găsi în Cartea Regilor, în Cartea Împăraților. Cu excepția lui Alexandru cel Mare, cu care a rivalizat din punctul acesta de vedere, Solomon a fost cel mai celebru poet din literatura populară. Despre el se pot spune evident o grămadă de lucruri. Aș vrea să spun în al doilea rând câte ceva despre binecuvântările lui Solomon, pentru că omul ăsta a pornit în viață cu o zestre masivă de binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Cea mai mare înțelepciune pe care a avut-o un om vreodată i-a fost dată lui. Aceasta este cu adevărat o binecuvântare de excepție. Apoi, Biblia ne spune că pe lângă înțelepciune a primit bogăție și slavă. Nu-i puțin lucru să fii cel mai înțelept om de pe pământ, să fii foarte bogat și să ai parte de slavă. Toți oamenii vor lucrurile acestea, dar numai că Dumnezeu nu le dă în măsura în care i le-a dat lui Solomon tuturor oamenilor. În al treilea rând aș vrea să vedem dreptatea pe care Solomon a făcut-o imediat ce a ajuns împărat și ce a fost binecuvântat și împuternicit de Dumnezeu. Dumnezeu când cheamă un om îl împuternicește. Noi ne întrebăm uneori și acum vorbesc ca aplicație practică. De unde știu dacă un om este chemat? Păi este mai mult decât simplu. Vei ști dacă un om este chemat prin faptul că vei vedea în el darurile lui Dumnezeu, împuternicirea lui Dumnezeu și caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu te trimite la magazin fără bani în buzunar. Păi cu ce o să cumperi ce ți-a spus să cumperi? Dumnezeu nu te trimite să slujești fără să-ți dea un dar. De aceea, atunci când vedem pe cineva care face în mod constant cu multă stângăcie slujba, este ușor de observat că nu Dumnezeu l-a pus să facă slujba aceea. Că Dumnezeu nu pune pe nimeni să facă o slujbă al cărui efect e mai mult negativ decât pozitiv. Dumnezeu l-a împuternicit pe Solomon când l-a pus împărat. Și darurile și binecuvântările cu care Dumnezeu l-a dotat a făcut slujirea lui sclipitoare și excepțională. Când Dumnezeu cheamă un proroc, nu-l cheamă să ghicească, îi dă dar și cuvânt lămurit. Când Dumnezeu cheamă un predicator, nu-l cheamă să bâșbâie, îi dă cuvânt lămurit. Când Dumnezeu cheamă un cântăreț, nu-l cheamă să alunece printre game. Asta nu înseamnă că nu se greșește în slujire. Eu vreau să mă refer nu la accidente sau la greșeli în slujire, ci la o constantă în slujire. Revin, Dumnezeu l-a binecuvântat pe Solomon, l-a împuternicit, l-a instruit și slujirea pe care el a făcut-o a fost o manifestare a împuternicirii dată de Domnul. Dreptatea lui Solomon în al treilea rând. Solomon face dreptate în țară, însă eu o să prezint câteva aspecte ale manifestării dreptății care au o aplicație practică puternică pentru noi. Pedeapsa cu moartea a uzurpatorului Adonia. Adonia era fratele lui. Adonia a fost fiul lui David, foarte frumos la chip. În general, oamenii frumoși au problemă cu propria lor frumusețe. Și Biblia ne spune în 1 Împărați, capitolul 1, versetul 6, că tatăl lui nu l-a mustrat niciodată în viață. Expresia asta mi se pare de-a dreptul dureroasă. Nu l-a mustrat niciodată în viață, zicând, de ce faci așa? Numai imaginați-vă frumos de excepție, necertat niciodată, ce-a putut să iasă din copilul ăsta. Când s-a făcut mare, s-a aliat cu un preot și cu un general demis, cu Ioab, și a încercat să se autopromoveze împărat undeva departe de Ierusalim. Când David a auzit despre ce se întâmplă, l-a făcut împărat pe Solomon, Adonia s-a speriat, s-a agățat de coarnele altarului, cerând îndurare de la Solomon. Și Solomon i-a spus așa, dacă de astăzi înainte
trăiești cinstit și sincer, nimeni nu se va atinge de tine niciodată. Dar ascultă-mă, dacă mai umbli cu uzurpări, vei muri. N-a trecut mult și continuă cu uzurparea, că știți cum? Lucrurile astea fac parte din sânge și cine le are în sânge nu se poate abține mult. Și a ajuns din nou la o nouă tentativă de uzurpare și pedeapsa cu moartea a venit peste el și și-a pierdut viața. Uzurparea a fost pentru Solomon un lucru pentru care Adonia a trebuit să moară. Priviți, vă rog, un alt lucru. Bătrânul David era și tatăl lui Adonia și tatăl lui Solomon. El îi cunoștea bine pe amândoi. Acum, bătrân fiind, se uita în urmă și devenea conștient de greșelile care le-a făcut. Pentru că înaintând în vârstă, de cele mai multe ori te înțelepțești. Se uita la toți copiii lui, se uita la copilul acesta care i-a amărât ultimile zile ale vieții, încercând să pună mâna pe tron, și a adus aminte de promisiunea pe care a făcut-o Batșebei și împuternicește pe Solomon să fie împărat. Iar Adonia moare nu pentru greșeala care a făcut-o, ci pentru repetarea greșelii. Frații mei, Domnul bun și oamenii lui Dumnezeu de asemenea, este omenește să greșești. Nu e ideal, dar e omenește. Însă să repeți greșeala nu mai este omenește, este altfel și începe cu D. În al doilea rând, o altă dreptate pe care a făcut-o Solomon. Ucigașul Ioas este pedepsit cu moartea. Auzind despre așezarea lui Solomon ca și împărat, Ioab, asemenea lui Adonia cu care s-a aliat, se prinde și el de coarnele altarului. Numai că Solomon ordonă uciderea lui și fiți atenți pentru ce. N-a să sunteți oameni mari trecuți prin viață, încercați să gândiți și să judecați. Pentru că este important procesul acesta pentru fiecare dintre noi. Uitați de ce l-a omorât Solomon pe Ioab. Scriptura spune următorul lucru. Pentru că a vărsat sânge de război în timp de pace. Fraților, e o vreme de război în care nu te poți comporta decât ca în război. Război nu înseamnă cozonac, înseamnă biscuiți uscați. Război nu înseamnă apă din pahar, ci din copita calului, din urma lăsată în pământ de copita calului. Război nu înseamnă, scuză-mă că te-am atins, război înseamnă pune mâna pe sabie și lovește să-ți aperi țara și neamul. Dar când războiul s-a terminat, omule, potolește-te cu sabia. Caracterul acesta sângeros și răzvrătit, caracterul acesta războinic, nu se mai potolește nici ziua, nici noaptea, că-i război, că-i pace, ca Baiazid, odinioară, tot cu sabia învăpăiată, să dea și în stânga și în dreapta. Ioab a fost un astfel de om. N-a știut vorba bunicii nici la vale, nici la deal. El n-a știut decât să înțepe, n-a știut decât să lovească, n-a știut decât să omoare, pentru că ăsta era caracterul. A fost o deformare pe care și-a cultivat-o de-a lungul anilor și cu timpul a dominat și a devenit obsesie. A fost o profesie pe care și-a cultivat-o și n-a mai putut să scape de dominația ei. Cum oamenii nu se mai pot lăsa de țigări, omul ăsta nu s-a putut lăsa de a ucide. Și în vreme de pace a continuat să se comporte ca în timpul războiului. Și Solomon vine și îi spune așa, nu pentru că ai omorât în timpul războiului, că în timpul războiului toți omoară. Știți cum? Dacă doi oameni intră în contradictoriu și se ceartă, amândoi vorbesc cu glasul ridicat. Că te pune atmosfera să ridici vocea, că nu te aude celălalt dacă nu ridici. Dar când e pace și liniște, ce ai, mă, omule, de țipi? De ce ți-ai scos sabia din teacă? Ce vrei să faci cu ea? Și Solomon spune așa, pentru că te-ai comportat în timp de pace, ca în timpul războiului, pentru asta trebuie să mori. Și uite ce spune Scriptura, sângele pe care l-a vărsat Ioab fără temei, temei înseamnă aici motiv. Sângele care l-a vărsat fără explicație, fără justificare, fără îndreptățire, fără motiv. Era o vreme de pace. S-a terminat cu războiul, punem armele în cui,
mergem să lucrăm pământul, facem copii, ne creștem, ne bucurăm de nevastă, de familie, de harul lui Dumnezeu, sărbătorim, gata cu sângele, gata cu femei văduve, gata cu mâini amputate și cu schiloz, gata! Dar Ioab avea o problemă, o problemă de care nu s-a putut vindeca, numai moartea l-a vindecat. Nu vi se pare ciudat? Încă ceva, l-a pedepsit cu moartea pe blestemătorul Shimei. Shimei a fost un om care l-a blestemat pe tatăsu, pe David. Și atunci când l-a blestemat Abishai, un mare războinic, gardă de corp al lui David, a zis, lasă-mă să-l omor dintr-o lovitură pe câinele ăsta care te blesteamă. Și el a spus, fii țeruiei, potoliți-vă, dacă Dumnezeu vrea să mă smerească. Lăsați-l pe Dumnezeu să lucreze și cu mine, chiar dacă sunt împărat. Și l-a lăsat pe Shimei. Și acum, uitați ce se întâmplă. Solomon, pentru că l-a iertat tatăl, s-o iartă și el, dar îi spune așa, du-te în localitatea aceea, fă-ți o casă, locuiește acolo, dar să nu cumva să treci pârâul. În momentul în care ai trecut pârâul, va fi pentru mine o dovadă din partea ta că nu mă respect și nu mi-asculți autoritatea. Și cum ți-ai bătut joc de tata, îți bagi joc și de mine, atunci vei muri. Și pentru că așa cum vă spuneam mai devreme, când sângele într-un fel rămâne așa, nu reușește să se stăpânească și trece pârâul. Și atunci moare. Observați cum omul greșește odată și de Dumnezeu și de oameni este iertat. Dar îi se pune în vedere să nu mai faci. Câtă înțelepciune ar trebui să aibă un om în situația asta să se minuneze de harul grației, al iertării, al celei de-a doua șansă și să aibă grijă ținându-se în frâu, ținându-și în frâu viața, vorbirea, atitudinile, motivațiile și toate cele. Dar uitați că sunt persoane precum cele menționate aici, cu care Solomon a trebuit să facă dreptate. Priviți ce zice Scriptura, după ce l-a omorât Solomon pe Shimei. Nu mai gândiți-vă la aceste cuvinte. Astfel împărăția s-a întărit în mâinile lui Solomon. Cum astfel? Omorându-l pe Shimei. Adică Solomon și-a întărit împărăția că l-a omorât pe Adonia și pe Ioab, și pe Shimei? Bineînțeles! Evident! Dragii mei, oamenii aceștia au făcut probleme tatălui lor, tatălui lui, și i-ar fi făcut probleme și lui. Le-a dat o șansă, n-au folosit-o și el i-a pedepsit cu moartea. Și Biblia menționează, citiți în 1 Împărați, capitolul 2, versetele 36 la 46. Citiți în cuvântul Domnului. Astfel și-a întărit împărăția, eliminând niște oameni care nu greșesc din greșeală, ci acesta le este stilul de viață. Așa îi cheamă repetatorii. Nu se pot opri. Atâta știu. Aceasta este dreptatea pe care a făcut-o Solomon. Și în felul ăsta și-a întărit domnia. Încă ceva. Încă o dreptate pe care a făcut-o. Și uitați-vă ce complexă e viața și cât de adâncă e înțelepciunea lui Dumnezeu. Preotul Abiatar este scos din slujbă, nu e omorât. Și uitați cum argumentează Solomon diferența între primii trei și cel de-al patrulea. Preotul Abiatar a complotat și el cu Ioab și cu Adonai. Și el ar fi trebuit să primească aceeași pedeapsă pentru că a avut aceeași vinovăție. Solomon însă, uite ce îi spune, du-te la Anatot, la moșiile tale, că ești vrednic de moarte, dar du-te acolo. Dar nu te voi omorî astăzi, pentru că ai purtat chivotul Domnului înaintea tatălui meu David, ai purtat chivotul Domnului, și pentru că tu ai luat parte la toate necazurile lui tata. Ai purtat chivotul Domnului, ai fost un slujitor. În viața ta ai fost un slujitor, dar ți s-a întâmplat odată să cazi într-o abatere, într-un complot. Ți-au câștigat ăștia inima. L-au vorbit pe tata de rău până când te-au atras de partea lor. Dar asta a fost accidental, însă toată viața ai fost om de ispravă. Ai purtat chivotul Domnului, ai lucrat pentru țară, pentru Israel.
Ei, pentru că toată viața ai fost un om de treabă, n-o să te omor pentru o dată când ai călcat strâmb, dar te scot din slujbă și încă pentru încă ceva, ai luat parte la toate necazurile tatălui meu, ai fost un om cu inimă, ai fost un om sensibil, ai înțeles suferințele unui rege ca și tatăl meu și pentru asta vreau să știi că nu te omor, du-te în pace și trăiește liniștit. Vă spune ceva treaba asta? Vedeți, noi oamenii nu știm să gândim selectiv. Noi oamenii ne uităm și spunem, păi da, a fost ca ăla. Ce ați zice dumneavoastră dacă Comitetul Bisericii Betania, din trei care au făcut aceeași greșeală, pe doi ar fi pedepsit într-un fel și pe unul în altfel? Fiți sinceri, ce ați fi zis? Mă lăsați pe mine să vă spun? De unde să știu? Observați cum se judecă un caz, cât de complex este? Cum se ia în calcul totul? Orice lucru contează. Ce a făcut omul ăsta care greșește astăzi o viață întreagă? A făcut lucruri similare cu greșeala de astăzi? Sau greșeala de astăzi este o excepție negativă în peisajul vieții lui pozitiv? Că dacă s-a întâmplat să greșească, să cadă deodată, și viața lui din trecut, restul vieții e un om de ispravă. Nu putem să nu considerăm și trecutul, nu ne uităm doar la azi, ne uităm și la ieri, și la alalteri. Să vedem un pic care e fondul, care e trecutul, care e recordul lui. Frații mei, nu e ușor să judeci. Îți trebuie câteva elemente. Al patrulea lucru despre care vreau să spun câte ceva este slujbașii lui Solomon. Solomon, diferit de tatăl lui, nu s-a înconjurat cu oameni sângeroși. Generalul lui de armată n-a fost un om sângeros și violent ca al tatălui său. Tatăl său l-a avut pe generalul Ioab. Ioab a fost un mercenar, un om foarte agresiv. Un singur lucru a știut să facă, să omoare. A fost bine în timpul războiului. Dar când a venit pacea, n-a mai fost bine, că el tot asta a făcut. Însă, el îl pune pe Benaia. Citiți în Scriptură să vedeți ce caracter a avut. De asemenea, el îl pune pe Tzadok în locul lui Abiatar, despre care tocmai povesteam că Solomon l-a grațiat. Apoi pune tot felul de lideri. Vă veți întreba, ce e cuvântul ăsta lider și ce alea departamente? Frații mei, uitați-vă în Scriptură. Adoniram a fost lider peste dările pe care le aduceau semințiile, cele 12 seminții. Așaria a fost lider peste lideri, peste logofeți. Și așa mai departe, nu stau să înșir pe toți. Am vrut doar să subliniez următorul lucru. Solomon nu s-a înconjurat cu oameni violenți, pentru că trecuse vremea războaielor. David, vă aduceți aminte de ce nu l-a lăsat Dumnezeu să construiască templu? Mâinile țin pline de sânge. Era normal să-i fie pline de sânge, că numai cu sabia putea să-i împingă pe filisteni, pe sirieni și pe egipteni. Solomon n-a fost implicat în războaie. 40 de ani domnia lui David au fost plini de războaie. El a fost un războinic, numai cu sabia în mână. Solomon n-a pus mâna pe sabie. De aceea și-a luat oameni care se potrivea în dispensația, în perioada asta istorică și în contextul ăsta. De aceea Ioab a fost incompatibil. Organizarea și administrarea țării este extraordinar. Omul ăsta a fost deosebit în organizarea țării. A împărțit țara în 12 județe și pe fiecare județ l-a făcut responsabil de slujirea casei împăratului pentru o lună de zile. Așa că într-un an de zile o seminție, un district, un județ se îngrijea de toate trebuințele de la casa împăratului. Mă veți întreba, dar cât de mare era casa împăratului de-i trebuia atâta? Omul acesta avea 30.000 de oameni care lucrau. 30.000. Solomon a fost ca Ceaușescu. A construit ca un om, ca un mare constructor. A făcut templu, a făcut palatul lui
Și a mai făcut un palat în pădure. A mai făcut ceva între Moria și Ierusalim. Omul ăsta a construit foarte mult. Foarte mult. A pus atâtea dări pe oameni, încât spre sfârșitul domniei lui oamenii n-au mai putut să suporte zeciuielile și dările și impozitele pe care trebuiau să le plătească. Omul ăsta a trăit într-un lux și, în general, în țară s-a construit și țara s-a împodobit foarte mult. Numai casa din pădurea Libanului avea niște scuturi de două mărimi, unele mici și altele mari, care era făcut dintr-o cantitate imensă, greu de crezut, de aur bătut. Nu am timp să dau cifre, însă ar fi interesant. Omul ăsta a făcut templu din Ierusalim și a lucrat 7 ani la el. La templul acesta din Ierusalim s-a lucrat foarte, foarte mult. Apoi, el și-a construit un palat împărătesc. O aripă a palatului era a lui și o aripă a palatului era a uneia dintre cele 1000 de femei pe care el le-a avut, ca și concubine, țiitoare sau soții, 700 plus 300. El a avut însă una preferată, prințesa Egiptului. Ei, acesteia i-a dat în mod special o aripă a palatului acestuia imens la care a lucrat 13 ani. Și palatul a fost mai frumos decât templul. Apoi, a construit Milo, care a fost considerat de unii umplutura dintre Sion și Moria. A construit palatul din pădurea Libanului, de care vă spuneam mai devreme. Omul ăsta a reparat zidul Ierusalimului, a construit un lanț de cetăți, a făcut corăbii în mod deosebit pe filisteni, care erau specialiști, pe fenicieni, care erau specialiști în marinărit, în corăbierit. I-a pus să facă multe, multe corăbii. Omul acesta a ajuns bogat pentru că lua taxe, fiindcă țara lui era un pod între Africa, de la Egipt încolo, și Asia. Și toți care treceau pe acolo, inclusiv pe mare, a fost numit împăratul metalelor, al zincului, tocmai pentru faptul că corăbiile lui se ocupa cu lucruri de genul ăsta. Solomon a trimis 30.000 de oameni din Israel ca să lucreze în Liban. A avut 70.000 de purtători de poveri, 80.000 de tăietori de pietre în munți. A avut 3.300 de logofeți, de lideri. 3.300 de lideri. Cine le dătea să mănânce la ăștia? Un județ pe lună se îngrijea de zeci și sute de mii de oameni care munceau. Toți aceștia erau numiți casa împăratului. Munceau la templu, la palate. El a înconjurat țara de cetăți pentru ca invazia păgână să fie oprită în cetățile acestea. A fost un împărat extraordinar. Atunci când vom citi în amănunt despre istoria lui, vom fi pur și simplu uimiți și impresionați. Nu vreau să vă ispitesc ținându-vă după ora 9, o să mă opresc aici, însă data viitoare trebuie să continuăm, pentru că nu numai istoria este importantă, omul acesta a făcut niște greșeli fatale înspre sfârșitul vieții, a păcătuit, Dumnezeu l-a pedepsit pentru păcatele lui și lucrul acesta poate fi o puternică aplicație personală, practică pentru noi, fiindcă și noi suntem tentați ori în falimentele vieții, prin complexul de inferioritate, ori în succesul vieții, prin complexul de superioritate, să gleșim într-un fel sau în altul, să atragem mânia și pedeapsa lui Dumnezeu și să pierdem bucuria că suntem ai Lui. Dragii mei, aș vrea să ne rugăm Domnului acum în încheiere, chemându-L pe Domnul în viața și casele noastre. Ne ridicăm în picioare și încheiem serviciul divin cu rugăciune. Apreciem că ați accesat site-ul Bisericii Betania, sper din inimă să vă fi fost de folos. În numele frățietății de la Betania, vă binecuvintez!